În vârf de munte avem foarte mulți căfani. Nu există așa ceva. Bă, toți au tras apă curentă aici. Deci, mesaje. E de mizil. Hai să vedem noi. Ce că nu știți de bun. Fiscal. Să vedem noi. Suveniruri. Suveniruri, suveniruri. Oh, oh. Suveniruri. Ce medici? Toma. Ia, Revoluția sau cash? De unde vă cunosc pe voi? Poftim? De unde vă cunosc pe voi? Știm. Ia dăm bun, hai. Ce să vă dau? Bun, fiscal. Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru cola? Voi nu dați bun fiscal aici? Ba da. Dați-mi să vedem câte bunuri dați voi. De unde vă cunosc pe voi? Hai. Unde aveți casa? Casa de marcat. Nu avem casa. Ești din Mizil? Da. Mă cunoști? Nu. O să mă cunoști. Păi cum voi faceți evaziune fiscală aici? Nu. Dă-mi bun. Păi o să vedem, dar nu avem casă încă. Hai, pentru că am venit decât de câteva zile. Lasă-mă vrăjeala, că de-aia am venit pentru voi, am venit de aici. Dă-mi bun. De ce? Dă-mi bun, fiscal. Păi dar nu avem casă. Încă, pentru că am venit de două zile. Păi cum îi dai tu bani lui negraru? Și îți spune ceva cuvântul negraru? Paulo, tu ești din Mizil? Da. Prahova? Și tu nu știi cum se numește primarul la voi? Nu, pentru că eu sunt mutată de acolo, căsătorită aici, la Câmpina. Și firma unde e? Pe Mizil sau pe Câmpina? Pe Câmpina. Vreau bun. Bun fiscal. Da. Păi nu, stai că l-am plătit. Ce mi-e legă? Ai plătit? Da, cât ai luat? 15 lei. 12 lei. Mi-ai luat și mai mult, fii atent. Păi nu știu, domnul, ia întrebați-o pe doamna de cât timp sunt eu aici. E de astăzi el, domne. Eu vând. Și tu abia am ieșit din liceu. Și tu cum ești angajat așa? Nu e, angajat, aveai decât astăzi, decât sâmbătă și duminică. Tinere, ai și prețul afișat, eu te-am înțeles. Da, domnul, dar nu știu, sunt de o zi aici. Bine, gata, ai. De o zi, da? Dă-i banii domnului. Așa. Și mergi sus și aduci și bon. Hai, imediat. Te aștept aici. De sub, da? Păi, mi-ai mai dat altceva? Păi nu, dacă vreți. Da. Voi ați fost taxați de Dâmbovița? Da. Cât v-a luat? 70. Ce 70? 70 de milioane. Păi, nu, vreau să spun că nu ne ia chirie, nu. Am înghețat o apă. Așa. Dați-mi un șeps de la care? Mandarie. Și pornul să-i dați bun și dânsului. Hai, sunteți de la fisc? Nu știu, tată. Hai, spiseți, numai vezi, omule, cum îi ofer la tine? Nu le ofer, domnule, dar stă, firmă. Deci aveți o înghețată și un de asta? Și o apă toată. 10, 20. Toată lumea pe internet. Exact. Că nu ne dă bun, că nu ne dă aia și e același lucru, că oricum nu se întâmplă. Exact, da, da. Ești convins, ai văzut că nu se întâmplă nimic, deci hoțitohoză rămân. Auziți? Ia zi. Veniți la noi care vindem așa și ăia, ați văzut ce să fură? La cine, București unde? Și la unde Parlament și peste tot. Unde peste să fură? Tot să fură, nu ca noi. Să fură ăia mari. Da, bă, uite-mi, era 15 lei. Dacă era fără bon, ăsta era amicu. 10. Da, puțin, ăsta micu a venit la mine astăzi. Și i-a zis să mă ajute. Cu câte lei binul ăsta? Știu eu, că eu nu sunt patroană aici. Eu decât muncitoare. Noi venim să muncim. Ești angajată la firma asta? Noi decât asta? Două luni, da. Nu, dar ești angajată la firma asta? Decât două luni lucrăm.
Noi pur nu plecăm. Mai lucrăm luna asta și în august. Am înțeles. Noi nu lucrăm permanent. Noi plecăm după aia de aici. Păi n-avei cum să stai până atât. Sunt angajată, dar eu mi-am luat fără plată ca să pot să vin să lucrez, să mai iau un ban în plus. Da. Atât am făcut. Păi cum fără plată? Dacă ești fără plată, nu e bani acolo și ai venit aici. Îți dă mai mult. Eu am angajarea și mi-am luat și fără plată. Am înțeles. Ca să pot să fac un ce repede, da, bun. Păi și unde v-a dus? Aici la... Da. Băieți ăștia? Da. E și firma lor? Da. Și acum... El a venit, am venit ieri, sâmbătă, prima zi. Ai pus ștampila? Da. Ha, nu contează, că e bon fiscal. Eu am venit. Da. Și el a venit astăzi. Ori ești din Câmpina, ori din Bușteni? Noi. Eu sunt din Câmpina. El este cu mine, e nepotul meu din Câmpina. Ia tu banii aici, Puiu, dacă... Nu, voi nu sunteți firma asta, nu sunteți... Nu corespunde cu bonul ăsta. Care e firma? Uite firma asta, eu o cunosc firma asta. Așa. Voi n-aveți nicio treabă cu firma asta. Stați-mi pic, stați-mi o secundă. Tu muncește, că nu... Dom'le, dacă credeți că am greșit, mergeți mai departe, făceți-ne... 35. Articolul 1. Chirie. Da. Dacă ați venit să ne faceți rău și puși la noi. Băi, eu ți-am plătit. Da. Cât ai cerut? 15 lei, 12 lei? Numerar. Deci, tânăre, tu ești și tu ești complice, te-ai dus la un alt agent economic, da? Care voi nu aveți nicio treabă. Domnule, e aceeași firmă. Nu, n-are cum să fie aceeași firmă. Nu, da, ne vă legitimați și în fața noastră? Da. Puteți să vă legitimați? Păi de ce să-l cetăm legitimat? Ca să știi de ce stăm de vorbă. Păi Geana Hari Florin mă numesc. Cum? Geana Hari Florin mă numesc. Și aveți o legitimație? Păi ce te-am legitimat pe tine? Păi nu, dar mă gândesc că de ce ne luați atâtea interviuri. Pentru că nu mi-ai dat bun. Și vreți să ne și filmați? Da, eu filmez. Păi dar de ce fără voia noastră? Da, mă, dar vezi tu, eu nu sunt la tine acasă. Puteți păi dar nici dumneavoastră. Dar în mediul online aș vrea să nu apar. Și dacă apare ce face? Păi, dacă apar, nu aveți voie să mă postați fără voia mea. Eu nu o să vă dau voie să mă postați, nici eu, nici doamnă. Și cum faci? Adică cum fac? Nu mai pot, de judecata voastră. Păi de cazin, numai, domnul, nu este nicio problemă. Tinere, vezi că desfășori activitate economică ilegală tu aici? Da, domnule. Și ești complice, te-ai dus și ai cumpărat un, ai luat un bon de acolo, da? Nu am luat niciun bon, mi s-a scos bon, uitați-vă la ora la care dar s-a scos. Dar că există monitorizare video acolo, da, înțelegi? Da, da. Desigur, puteți să vă duceți. Mm-hmm. Să vedeți că este camera. Voi, conform caietului de sarcini, aveți obligația să dați... Dați-ne și nouă asta, să vedem cu cine stăm de vorbă. Păi vreau să știu și eu cu cine stăm. De la poliție? Deci dacă tu mă legitimezi, mâine, hai să ne legitim. Da, cum eu facem? Sunt... De unde sunt? Ce sunt eu? Ce eu nu am legitimație. Eu sunt un muncitor. Nu o să vede. De ce? Ce nu am? Ți-am cerut vreo legitimație ție? Păi nu, dar de ce ne de filmați? Când? De când am voie? N-aveți voie să ne filmați. Care legea? Vă dăm o judecată. Și cum mă dai? Cum mă citezi? Îți spun de unde sunt, din Cioran, Prahova. Cioran? De acolo am și eu neamuri. Aoleu, de sus sau de jos? Am un văr. E polițist la Mizil. Ia uzi, la Busuioc? Și are un magazin acolo. Unde, Mizil? În Cioran. Polițistul? Da. N-are. N-are cum. Și ăsta e la judiciar Cioran? Sau la investigația criminalității economice? Hai că nu e Cioran. Că de la Mizil, poliția de Mizilul și-o pe toată. Începând de la Busuioc... Sau... Hai mă! Ai încurcat. Nu! Că de la Cioran e. E un văr de... Al treilea. Nu, e un văr... Al doilea. Nu. Mai departe așa. E nu foarte departe. Și lucrează la poliție și a deschis un magazin acolo. Dar nu acolo. Are el. Poate măsa, taxul, fraxul, bunică sa. Ori maică sau ori taică, nu știu, dar ea vin de acolo soția lui și ea știu pe polițai. Mai că să-i bolnavă de cancer. Să fii sănătoși. Deci eu ți-am spus, da, aștept să mă dai în judecat. Să vedem cum faci. Da, da, hai să-mi dați și mie numele pe ceva. Păi de ce să ți-l dau? Să eu ți-l-am zis. Păi da, da, să știu și eu cu cine stau de vorbă. Uite, eu ți-am spus, cum, poți să mă filmezi. Cum ai zis, tu te numești tu, de exemplu. Eu ți-am zis de 3 ori, ți-am zis. Păi da, dar n-am ținut minte. Și acum spui și tu măcar cum te numești. Păi eu? Paraschiva Alexandrina. Și n-ai reținut cum ți-am... Ești de Mizil. Da. Bine, dar nu ești de Mizil. Că nu l-ai cunoscut păi pe primar. Păi cum să nu?
Păi știți când am trăit omizir? Când era primarul. Când era primarul ce era? Nu mă mai filmați. Așa, da. Nu, nu mai. Când era primarul ce? Dar nu aveți voie să mă filmați. Știu, mă, știu. Dar voi aveți voie să faceți evaziune fiscală în Vârdomânte? Nu, dacă v-am adus bon. Ce a adus, mă? Băi, tânărei, tânărei. Uitați-vă un pic pe bun la ce. Nu e firma ta, măi, gata. Eu știu cine e aici. Tu du-te acolo în spate și gata. Zi-te treaba ta. Dacă domnul... Înțelegi? Asta bine. E merișoare cacao, două simpla lune, merișoare duă, simplă neagră și nucă. Uite șmecheria cum se face, să ia bun de la alții. O să ia de la alții, domnule, să ia de la noi. Păi la ora asta, dacă trebuie să vezi ce număr are pe bun, la câte produse a dat aia de acolo? Aia dă-mi tot timpul. Ai de acolo, ia știu? Ia mergeți puțin în bar. Lasă-mă că știu cine e acolo. Hai, cine e? Nu stai voi, nu stai voi. Aici. Ba da, aici? Cum îl cheamă pe domnul de acolo? Las. Ia duceți-vă sus să vedeți. Nu există la el fără bun. Hai, mă duc și pe acolo și pe acolo. Bine, numai voi. Aia dau bun. Toți dau bun. Am luat. Uite și porumb, da? Da, chiar am luat porumb. Mi-a dat bun. La porumb, da. Ia, stai că mă duc și la porumb, dacă e zi. M-a dus să mai iau o ciocolată. Dacă veniți mâine, păi dăm și noi bun. Păi nu mi-ai dat bunul de la ăștia. Nu de la ăștia. Ia mergeți la bar acolo. Lasă-mă că știu cine stai, știu cine sunteți voi, ce ai. Voi nu dați bonuri fiscale. Dar în fine, hai, lasă, că vedem de ce. Deci în vârf de munte. Băi, Consiliul Județean, băi, statul român, evaziunea asta fiscală, voi n-aveți ce să le faceți, mă, decât să-i pupați în cur. Da? N-aveți ce să le faceți. Da? Pupați în cur, mă. Atât. În rest nimic nu puteți să le faceți. Da? Ia. Am mușcat eu prima dată, să nu crezi că e vrăjeală. Ia, hai. Ieșiți bine în poză. Ce faceți? Eu sunt Geana Hare Florin, tinerilor. Mult succes în activitatea asta voastră. E bine că sunteți câte doi? Da. Restul poliția română e câte unul câteodată. Da, da. Și când e de SNU, nu are pe cine să-l apere. Dar voi nu sunteți cu frică să aveți veste, chestii din astea. Când găsiți dărbedei de ăștia care vine cu cuțutul. Da. Nu necesită situație operativă în zona asta. Cum? Nu necesită în zona situație operativă. Cred că nu lucrez de mult. Necesită, într-adevăr. Cred că nu lucrez de mult în jandarmerie dacă spui chestia asta. În momentul n-ai de față, fiind aici doar pe stațiune și între turiști. Da, există și poliția. Da, există și poate poliția. Dar la nivel de inspectorat s-a luat decizia ca noi cei din stațiune să nu... Da, să nu... Nu, dacă de exemplu... Turiștii, dar... Dar oricum nu-i speriați. Cine a zis că-i speriați? No, jandarmeria nu speriați turiștii. Din păcate, mentalitatea oamenilor e puțin... Vai, că jandarmeria... Jandarmeria nu, are vechime, omul. Jandarmeria are vechime. Corect. Pentru că la voi jandarmeria este de înțeles. Jandarmerie, bine, sunteți militar prin legea 150. Dar poliția, dacă te uiți în dicționar, zice politia. Alt cuvânt. Da. Ia-l cu mult, da? Da. Care, măi, cu tetra pe aici? Măi, voi aveți EDAC-ul? Da. Aveți și voi, da? Avem. Uh-huh. Dacă vreți, vă dau cartea de identitate, dacă vreți să mă băgați în EDAC. Dacă chiar doriți... Da. Să se vadă. Înțelegi și să vadă. Dacă tot am avut așa o interacțiune... Da, omule, și spuneți că aveți activitate. Da. Înțelegi? Bagă-l direct. Mulțumesc. Așa, bagă-l direct. Așa. S-a aglomerată, animată stațiunea. Da. Este declarată stațiune? Da. Declarată. Și conținut cu jandarm, se numește cu multe materii, stăpune, baie. Da. Aici suntem, domnul. Gata, hai că plecăm și noi. Vă mulțumim. Haide. Numai bine, hai. Dragii mei, după cum ați văzut, sunt supărat pe jandarmeria română, dar bine, nu pe jandarm. Ca instituție, stațiunea este animată, avem o bogăție mai mare decât aurul, avem metale rare, mai mult și mai mult aurul,
Ia uitați-l, aurul, da? Casă de bilete. Când am ajuns în acest județ, am spus așa, mă duc să caut un ungur să mă bată. Bine, dacă n-am făcut la chestii din astea așa șmecherii, cum spune românul, șmecherii, să-l găsesc pe un ungur să mă bată. Bineînțeles că n-am găsit. Sunt mai buni oamenii aici. Mult mai buni. Haideți să încercăm să vă arătăm și mina. Right. Cu autobuzul. Deci vă urcați în autobuz. Deci casa de bilet aici, da? Urcați în autobuz și vi se dă un tichet din ăsta. 40 de lei. 50 de lei. Nu e cu reducere 40, deci e 50 de lei. Deci e 40 de lei cu reducere. Nu, dragi, uite, 50 de lei. Are biletul frumos, că asta trebuie să-l și scanezi, da? Autobuzele sunt electrice, atenție. Sunt electrice și nu poluează. Stațiune turistică. Deci stațiune turistică. Aveți aici posibilitatea să încărcați telefoanele la mașinile astea electrice, da? Am un prieten care în Baia Mare, consilier, momentan consilier, da? Care fabrică autobuze din astea electrice. El și merge. Fabrică autobuzul electric, are monitorizare video acolo, șoferul poate să controleze. Turiști arătau acele monitoare că peste 1500 de persoane la ora actuală se află în subteran. Deci foarte, foarte mulți turiști. Ia uitați. Trafic cu sare. Adică sare este cea mai valoroasă substanță. De noi nu mai folosim. Noi cumpărăm acum sare din asta de mare. Vă dați seama, noi nu mai avem sare. Deci de aici vă arăt traseul până la Salina. Deci lași mașina într-o altă parte și te duci. Uite jandarmii. Salut, băieți! Au spus că mă urmăresc. Mă gândeam, zic, mamă, mă urmăresc cei de la jandarmeria română. Nu. Ei urmăresc postările mele. Dragi tineri, foarte bine că interacționez cu interacțiunea a voastră cu cetățenul este mult mai plăcută. De ce? Cam așa arată mine. De ce? Pentru că voi sunteți în slujba cetățeanului, sunteți militari. Deci militari. Și este un lucru bun. Uite, noroc bun. I-a dat verde ca să poată să intre. Ce se întâmplă? De recomandat. Când intrați într-o mină din asta, vă băgați 3 pietroaie în gură. Eventual să fie de zahăr. Pliculețe. Nu, pietroaie de lemn. Cam așa arată mina. Este o mină nu de adâncime mare, nu ca la cea din Prahova, de la Slănic, de la noi, aproape. Da? Suntem învățați cu mine și vă arăt tot traseul. Da? Aici, semnalul de telefonie, da, ar trebui să meargă pe jos, așa, prin mine. Deci ne uităm la timpul. Și culoare de exploatare la timpul de deplasare al minei. Uite, nu se vede. Ba da, se vede ceva. Tubulatură de ventilație de rezervă, cabluri de alimentare trifazice de forță pentru ventilație, pentru că aici trebuie să ai totuși o ventilație. Cât coborăm, datele de identificare le luăm de acolo. Adică cu tot ceea ce înseamnă umiditate, salinitate, adâncime, tunelul ăsta, cât este de lung, de la... Dacă se mai exploatează de aici, bineînțeles că orice mină din România, vă dați seama că se exploatează sarea. Și aici, ce să vă zic, ne basculează autobuzul. Normal, trebuie șoferul să aștepte până trec cei care sunt pasageri. Și apoi capătul de
Întoarce. Deci, ăștia de unde vin? Au fost alergați și sunt. Dar ce s-a făcut? Și până coborăm. Îmbarcare, debarcare. Deci cei care sunt transportatori știu ce înseamnă îmbarcare, debarcare. Băcaietul de sarcină. Electricile. Mircea Cârs se numește cel care fabrică aceste dispozitive. Ne aflăm, cred că 12 grade și aici. Da? Miroase sare. Și cam aici se ajunge la mină. Și începem. Există și părdăriță, să nu intre muștelele. De aici începe spectacolul cu bilețelele. Da? Hai. Foarte mult stai și aici și la ieșire. Uite ce coadă. Coadă. Stai ca să iau și, auzi? Să iau și în cadru cu la mine. Hai de cu el. Am trimis cutila și să ne dea o deschidere. Avem și boxe, adică dacă se întâmplă ceva, ei anunță. Avem și rețele de internet, de telefonie. Pe ăsta și mic am făcut o simulare de împiedicare. Și aici, când intrați prima dată, pe partea dreaptă este un domn care vă dă gogoși. Da. Bine, n-au sare, că trebuie să pui în gogoși, în cocă trebuie să pui sare, ei n-au sare. Da, și intrat în mine în Salina. Atâta bogăție avem, nu știu, să le apreciem. Deci începem cu un muzeu al sării. Deci sarea albă. Până și musca. Unde se duce iarna? Da. Ia mă cât de transportul. Am dat seama că ce de undeva vă cunosc. Tot ce dă ledurea aici. Nu mereți o tură cu trabant. Nu taci de gură, nu mai văzut. Lasă așa. N-am știut de unde e mutra. N-ai știut de unde mă cunoști? Taci de gură, nu zice nimic. Auzi? Cum e treaba pe aici? Doamna Tanti Ursu! Tanti Ursu! Hello! Tanti Ursu! Tanti Ursu! Da? Nu. Deci răi, atenție, zona asta. Deci în limba română nu există nimic. Iar dacă este a instituției statului, deci nu este nimic în limba română, atenție. Deci din banii publici, nimic în limba română, nu se poate. Deci nu se poate. Deci în țara mea, să fiu tratat așa, ia uite ce este aici. Opa! Bună ziua! Aici este a primăriei, zona asta? Nu vorbești românește? Nu vorbești sau nu știi?
ce să vă mă, fraților, mă, în țara voastră, dacă... Și aveți, mă, sunteți analfabeti, ce se întâmplă? Da? Deci nimic în limba română, atenție. Da? Nimic în limba română. Ce se întâmplă aici? Deci nimic, eu în limba română nu văd absolut nimic. Într-o comună unde există o firmă care înșală oamenii, o firmă care a luat bani europeni, a făcut o, cum îi zice, o pensiune, cică, și nu există pensiune. Nion mozdo, da, nimic. Fermozdo, nimic. Monitorizare video, acolo, deci ar fi a instituției statului. Vedem ce este, proprietate privată, e același bitum, da? Iluminatul public în curte, e cruce. Cum mă, nu, să știu o boabă românește? Ce e asta aici? Știți românește? Da. Știi românește? Da. Tinere, ce e aici? Cum se zice? Vestiau. Bază sportivă sau ce? Vestiau. Și... Al primăriei? Al cui este? Da. Primărie, da? Da. Poliția pe unde este? Pe unde? Înainte și la stânga? Sau cum? Mergeți aici și în dreapta. Imediat la dreapta? Da. Uite, unii ăștia de aici, de la casa asta, mi-a spus că du-te înainte și pe la... Dar de ce procedează ei așa? Aici, de aici e mai deci, aproape. Înainte și la deci, dreapta. Deci mergeți pe dreapta. Prima stradă la dreapta, da? Și apoi și... fac la stânga. Da, și acolo este. Tine, gata. Deci astea sunt, e curtea primăriei? Nu știu. Vorbești românește? Nu. Dar ce aveți, mă, de ce, tu de ce vorbești românește? Toată meu este român. Am înțeles. Deci cum se numește localitatea aici? Sunt Dominic. Sunt Dominic, am înțeles. Sunt. Da, da. Deci să vedem dacă asta este a instituția statului. Da, 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 da. Mi s-a spus că asta este. Deci, ursul este atât de obosit încât a primit gogoș. Când am trecut prima dată, nu aveam să-i dau ceva să mănânce. Așa de rău mi-a părut. Și m-am dus la un producător de banane și portocale și am cumpărat mere cu banii înapoi și fără factură. Ia uitați ce frumos mănâncă el. Și a trecut unul de la Harge cu mașina. Bine, ăsta și-a luat permisul la Pitești. Da? Uite, ce elegant să și apropiem, da? Ce elegant, ce frumos, ce frumos. Hai, pa, ursule! Ma, mitică, pa! Bine că am găsit postul de poliție. Sunt Dominic. Hai să sunăm pe polițist. 07. Da? Ce? Are? Se află în area de acoperire a rețelei mobile. Ia uzi, mă, tată. Ia uzi, tată. Da? Deci, poliția română, cum asigură oamenii aceștia permanența? Cu numărul ăsta de telefon de acolo? Da? Ia uite. Momentan, numărul de telefon pe care l-ai apelat nu este disponibil. Polițistule, dacă ești pe acolo, ieși afară. Dacă ți-a dat și casă. Ai închis telefonul. Nimic, nu sunt aparați. Văd, ia uite-l, are lumină în casă. Ok.
Ia!